Serviciul de ambulanță al județului și-a înnoit parcul auto. În 2012 au fost achiziționate 4 mașini noi. Cele vechi de dinainte de 2001 au fost casate. În 2012, serviciul de ambulanță al județului a reușit să își înnoiască parcul auto cu 4 mașini noi. Acestea l-au înlocuit pe cele trimise la casat. Ce pot să spun că vis-a-vis de parcul de mașini, în 2012 s-a întinerit puțin de parcul de mașini, în sensul că am casat niște mașini mai vechi și am primit 4 mașini noi. Ca atare, la ora aceasta, cea mai veche mașină este din 2001. Cele casate erau dinainte de 2000. Fiind la parcul de mașini, pot să vă spun că în continuare, pe lângă faptul că totuși este destul de bătrân parcul, numărul lor nu este neapărat cel suficient. Așteptăm, sperăm ca anul acesta să mai primim în dotare niște mașini noi și automat să crească nivelul calității serviciilor noastre. Ambulanțele existente la acest moment au parcurs în 2012 peste 994.000 de kilometri în aproape 45.000 de ore de funcționare. Numărul solicitărilor a fost de peste 41.000. Costurile de întreținere sunt însă destul de mari, chiar dacă s-au încercat economii pe cât de mult posibil. Spre exemplu, numai asigurările auto au fost de peste 40.000 de lei. În scădere, totuși, dacă le comparăm cu cele de peste 49.000 semnate în 2011.